Epistole Corinteni al Sfântului Apostol Pavel citire. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui este în mine. N-a fost în zadar și m-am ustenit mai mult decât ei toți. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Deci, ori eu, ori aceea, așa propovăduim și voi așa. Să nu fii martor mincinos,
să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tinerul i-a zis, acestea toate le-am păzit din tinerețele mele. Ce mai lipsește? Atunci Iisus i-a spus, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averea ta, o-de săracilor, și vei avea comoară în ceruri. Apoi vino și urmează mie. Tinerul însă, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuții. Atunci Iisus a zis către ucenicii săi, adevărat vă spun vouă, că un bogat cu a nevoie va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși vă spun, că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii lui, auzind acestea, s-au tulburat foarte tare și i-au zis, cine poate atunci să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis, la oameni aceștia sunt cu neputință, însă la Dumnezeu sunt.